Eveniment de excepție organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densușan în Hunedoara de Vam. Aseară sute de copii s-au costumat în personajele preferate din desene animate, filme, ori în eroilor favoriți și au petrecut o seară de neuitat de Halloween. Biblioteca Județeană, pe lângă activitățile profesionale de informare pe care le desfășoară, pe lângă promovarea culturii a marilor personalități și evenimente, pe lângă lansările de carte, dorește și poate să organizeze și momente de destindere, de recreere, așa cum a fost și această seară de Halloween. Astfel, la fel ca în fiecare an, curtea bibliotecii a fost frumos împodobită cu bostani, pregătită să primească vizitatorii care s-au bucurat de vraja și misterul serii de Halloween. Acest an i-am lăsat pe copii să-și pună fantezia la încercare și l-am oferit prilejul să participe la două îndrăgite și palpitante concursuri, cel mai înfricoșător costum și dovleacul de groază. Premiile oferite de Consiliul Județean sunt consistente și atractive. Câștigătorii fie ai concursului cel mai înfricoșător costum, fie ai concursului dovleacul de groază, vor pleca acasă cu o bicicletă premiul 1, un hoverboard premiul 2 și cu o trotinetă non-electrică premiul 3. Lor li se vor adăuga cărți, trofee și diplome. Toți copiii participați vor fi din partea noastră dulciuri și cărți. Vrăjitoare chiar asta? Da? Dar ești o vrăjitoare bună? Eva, cine ți-a făcut costumul? Cine ți-a făcut costumul? Bunica! Uite, bunica e lângă tine! Uite, îți dă bagheta magică! Uite, bagheta! Bagheta! Cine bagheta magică? Nu-ți faci o vrajă? Să vedem cum faci tu vrajă! Cele mai frumoase momente, poate cu băiatul meu, nu am reușit să petrec atât de mult timp, dar pentru ea vreau să facem tot ce ne stă. Organizarea este extraordinară, copiii sunt fericiți, mulțumim din suflet organizatorilor. Ești frumos costumată, ce personaj ești? Joker ca fată. Ce premiu îți dorești? Al treilea. Ce înseamnă Halloween pentru tine? Că este, nu, este de groază. Tu în ce ești costumată? În Wednesday. De ce ești supărată? Suntem la carnaval. Nu sunt. Nu ești? Ți-a intrat doar în personaj? Da. Și puțin masca? Nu. De ce? Pentru că nu pot. De ce nu poți? Că-ți moartea. Ce înseamnă carnavalul de la bibliotecă pentru tine? Distracție. Moartea se distrează cu noi în seara asta? Da. În ce te-ai costumat în această? În Văduva Neagră. Văduva Neagră. Ce e de fapt, în realitate, Văduva Neagră? Un păianjen? Da. Ce premiu ți-ai dorit să câștigi? Premiu 2. Mi se pare că e normal să alocăm timp copiilor, să-i educăm, să-i formăm și ei sunt fericiți că noi suntem alături de ei. Cum ați ajuns la acest costum, Văduva Neagră? A fost ideea dumneavoastră sau a fost ideea domnișoarei? Un pic ideea mea și am muncit împreună la costumația ei. În ce ești costumată în această seară? În călugărița cea posedată. Ai zis către mine că tu ești ea, dar eu văd că tu ești foarte bună. Păi sunt bună, doar că așa sunt eu, real. De ce mireasa moartă? Mi s-a părut un costum foarte complex și foarte plin de de creație și înfricoșător. Cele mai apreciate costumații au fost recompensate cu premii consistente, precum o bicicletă, un hoverboard, o trotinetă non-electrică, la care s-au adăugat cărți, trofee și diplome.